Cea mai bună plăcintă din oraș? Băi, eu nu o să zic că e cea mai bună, dar 100% e preferata mea. Îmi cer scuze clienților de asta, cred că dau cu mujdei. Mergem la plăcintăria Zena, puțin mai jos de Criș. Acolo în față e Crișul, aici e plăcintăria. După cum ați văzut, toate doamnele au plasă în cap, au uniformă, mașorțul nu se vede, dar e mega curat tot la ei, aparatura toată e suț, frate. După cum se vede, mi-am luat una cu ceapă. Ce? Plăcintă cu ceapă? Da, plăcintă cu ceapă. Nu știu, mai găsesc undeva în Oradea plăcintă cu ceapă. Eu n-am mai văzut, sincer. Stai, nu orice ceapă. Ceapă verde. Plăcintă cu ceapă verde și extra brânză smântână. Eu la orice plăcintă mea am extra brânză smântână. E un pic mai tare la textură decât plăcinta clasică, ceea ce mi-e place foarte tare. A doua plăcintă care mi-o iau de oriunde merg, adică la orice plăcintărie merg, eu îmi iau brânză cu mărar și extra brânză smântână. Astea le ador. Pentru o plăcintă, e atât de aromată, și brânzica, și mărarul, și smântâna, plus textura, top! La fel ca și la burger, eu nu o să zic că asta e cea mai bună plăcintă din oraș, o să zic că asta e preferata mea. Gusturile nu se discută și părerile sunt împărțite, dar, eu duc cu vă recomand, poftă bună!